Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Plus de Sănătate. L-avem invitat în această după-amiază pe domnul șef de lucrări, dr. Lucian Eva. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Domnul dr. Lucian Eva este în același timp managerul Spitalului Nicolae Oblu cu specialitatea neurochirurgie din Iași. Tema noastră de astăzi este neurochirurgia încotro. Da, neurochirurgia este o specialitate sau o ramură, dacă vreți, a medicinei, care este, relativ să spun ca și domeniu, un domeniu îngust de extra specializare, dacă doriți. Și în cadrul neurochirurgiei există subspecialități, chirurgie spinală, chirurgie endovasculară. Despre care o să ne povestiți, evident, pe care o să vorbim. Chirurgie, neurochirurgie minim-invazivă, radiochirurgie stereotactică. Da? Deci vedeți că tendința în medicină astăzi, și cel puțin în neurochirurgie, este de divizare, dacă doriți, pe subspecialități, în care informația și tehnologizarea sunt duse până la limita extremă. Vorbim de neurochirurgie robotizată. O să vorbim și o să ajungem și acolo, pentru că am să vreau să detaliați, evident. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să ne spuneți care sunt tendințele actuale la nivel mondial. Dacă aceste tendințe se regăsesc în activitatea și practica neurochirurgicală din România și, evident, din Centrul Universitar Iași și în spitalul pe care dumneavoastră îl coordonați. Da. În momentul de față, în specialitatea noastră, tendința la nivel mondial este de a se renunța, dacă doriți, la neurochirurgia sau chirurgia clasică, așa cum o cunoaștem noi. Se merge foarte mult pe partea minim-invazivă, pe radiochirurgia stereotactică, după cum vă spuneam, și, bineînțeles, spre cercetare, pe dezvoltarea de noi molecule, de nanoparticule. Nu o să scăpați la capitolul ăsta, da, sigur. Și nu în ultimul rând, aș vrea să dau ultimul, în urmă cu câteva luni, la începutul anului, am avut ocazia să fiu invitat la o masă rotundă, dacă doriți, în Croația, în care s-a discutat despre neurochirurgia robotică. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că și au fost prezentate noile tendințe din punctul ăsta de vedere pe specialitatea noastră. Sunt roboți, în momentul de față se vorbește de sisteme robotizate. Nu înlocuiesc mâna și mintea medicului. Dar deja se dezvoltă și sunt dezvoltate sisteme autonome, robotizate, care pot face, de exemplu, o laminectomie în cazul unei hernii de disc. Iar în următorii 5 ani se preconizează ca să fie roboți independenți, bineînțeles programați, care să poată face intervenții chirurgicale, inclusiv la nivelul creierului. Independenți. Este foarte interesant că ați rostit cuvântul independent. Pentru că mă gândeam deja la implementarea, deja se vorbește că în următorii 10 ani să asistăm la o implementare a inteligenței artificiale. Da, ceva cam mult pentru ca mintea noastră să poată să accepte, cel puțin în acest moment. Ați spus despre roboți, roboții care asistă. În momentul ăsta, bun, lucrează independent, evident sub supravegherea medicului de înaltă specialitate. Așa până este. La punctul în care intră probabil medicul cu mâna, cu știința, cu tot ce trebuie el să facă. Ce face diferența în privința acestei robotizări? În momentul de față, toată cunoașterea legată de inteligența artificială este conectată în mod direct sau este în conexiune directă cu calculatorul binar. Și slava cerului că nu este deocamdată conectată cu creierul nostru. Da. Calculatorul binar, știți cu toții, este o înșiruire de 0101 într-o variabilitate infinită și poți toca o informație relativ mică. El nu are, cum să vă spun, unui calculator binar îi dai paie, paie îți dă înapoi. Dar se lucrează deja la calculatorul cuantic. Mai mult decât acolo atât, la calculatorul fractal. La calculatorul fractal pleacă de la premiza că
că între 0 și 1 sunt o infinitate de posibilități. Imaginați-vă ce înseamnă să stochezi informație pe un spațiu extrem de mic. Ceea și el are posibilitatea, și se întâmplă, el a fost creat, Google a creat calculatorul fractar. E adevărat, în anumite condiții de temperatură, de mediu, care poate procesa milioane, miliarde de informații pe secundă. Vedeți că lucrurile evoluează profund și atunci cred că este cazul ca și oameni, ca și medici în primul rând, vorbim acum de neurochirurgia robotizată, să devenim adaptabil, să înțelegem direcția de dezvoltare astăzi la acest nivel. De altfel, în grupul de neuroștiți, ajungem și aici. Că sunt multe lucruri de discutat în privința asta și, bineînțeles, se va pune problema și e de etică în privința asta. Spre exemplu, în grupul nostru de neuroștiințe, care e afiliat pe lângă spital, în care sunt matematicieni, fizicieni. Eu lăsasem pe jos de tot această întrebare. Da. Noi deja lucrăm la lucrurile astea, cel puțin pe partea teoretică. Recent am scos și o carte în privința asta. Deci vedeți că dorință de dezvoltare, cel puțin la nivelul spitalului, și fac o paranteză, trebuie să recunosc că personalul, în special personalul medical, este extrem de deschis la aceste noi tendințe în lume. Dacă tot vorbeam de noi tendințe, haideți să vedem, am spus de chirurgia, radiochirurgia asta stereotactică și unde se află spitalul. Suntem în momentul de față în plan de a finaliza și instala un laborator de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife, operație fără bisturiu. Și va schimba încă o dată radical modul de percepție și de tratament al pacienților cu afecțiuni neurochirurgicale. Gândiți-vă că se poate iradia cu acest aparat care cu doză fracționată de raze gamma un adenom hipofizar pe lângă nervul optic, ceea ce până nu de mult nu era posibil. Se trece de la chirurgie. De la chirurgia grosieră. Grosieră, da. Da. Grosieră. La cea de maximă finețe. Exact. Și aici, siguranța pacientului este extrem de importantă. Sigur. Iar medicul, ca atare, din punctul meu de vedere, trebuie să fie interfața între această tehnologie care este extrem de rece, nu este empatică, cu pacientul. Și aveți timp să comunicați cu pacientul? Din păcate, având în vedere și situația ca manager și care îmi recunosc că mănâncă, între ghilimele, mult timp, nu comunic cum mi-aș dori să comunic cu pacientul. Dar mă strădui să comunic cât mai mult posibil din punctul ăsta de vedere, pentru că relația care se creează la prima vedere cu pacientul, cu familia acestuia, este un factor important în vindecarea sau ameliorarea bolii cu care ți se adresează. Sigur. De ce v-am întrebat? Pentru că o specialitate chirurgicală și un chirurg lucrează cel mai ades, sau mă rog, așa s-a împământenit, lucrează cu bisturiul, lucrează cu instrumentele. Mai puțin are timp să discute, așa cum fac specialitățile medicale, cu pacienții. Acesta a fost mai mult motivul pentru care v-am întrebat despre comunicare. Da, cu toate că relația interumană și relația medic-pacient devine din ce în ce mai apropiată și pacienții instruiți de multe ori vin ei în întâmpinarea noastră și vin cu astfel de întrebări. Da, și ridică reale situații, dacă sigur doriți. Că da. Acum, în momentul de față, bineînțeles, după o muncă de 10 ani de acum, ca și nu-mi place termenul ăsta că sunt manager. Eu sunt în primul rând neurochirurg și întotdeauna, cel puțin, relația cu oamenii, cu colegii mei. Spre exemplu, mie nu spune nimeni domnul manager la spital, adică medicii vorbim pe un ton familiar, pentru că mă consider în primul rând neurochirurg. Dar în momentul de față, la noi durează mult mai mult să facem planning-ul unei intervenții chirurgicale, însemnând explorări până la cel mai înalt grad posibil la nivelul spitalului. Și am să dau un exemplu. În cazul unei patologii vasculare, gen anevrism sau malformație arteriovenoasă sau fistulă la nivelul creierului, se fac o multitudine de explorări funcționale, de la CT simplu, CT, angio-CT, RMN, angio-RMN, terminând cu angiografia
Seldinger și știți foarte bine că avem în dotare un serio angiograf biplan de ultimă generație, până la tratamentul acestei patologii minim invaziv, prin tratament endovascular, cu diverse device-uri, de la coils-uri, glue-uri, flow divertere sau tot ce este nou în domeniul respectiv. Și după cum vedeți, intervenția chirurgicală propriu-zisă este ultimul și durează cel mai puțin. De ce? Pentru că pacientul și echipa medicală este pregătit. Se planifică. Noi nu mai intrăm în sala de operație astăzi în spitalul pe care îl reprezint fără să știm ce facem. E un planning făcut. E o echipă multidisciplinară. Într-o sală de operație la neurochirurgie sunt cel puțin 10-12 oameni pe diverse paliere de pregătire profesională, de la neurochirurgi, anesteziști, bioingineri și, bineînțeles, asistente medicale, infirmieri, etc. Deci vedeți că lucrurile sunt complicate. Sunt uneori este nevoie de tratament multimodal. Ai o tumoră cerebrală vascularizată, este embolizată, tot endovascular, și ulterior se intră în sala de operație, în care se începe cu neuronavigația, da? Sau hai să o luăm altfel. Se începe cu masa de operație. Am achiziționat recent niște mese de operație care sunt cele mai performante din această lume. Da? Cu posibilități de rupere a mesei. Întâmplă la nivel mondial se întâmplă în România și în Iași. Cu lămpi scialitice, cu lumină inteligentă. Deci nu umbresc câmpul operator, chiar dacă stă cineva sau sub lampa respectivă. Focalizarea este automată. Vedeți că sunt niște timp morți. Sigur, care facilitează. Sigur. Ce? Facilitează, în primul rând, actul chirurgical, da? Confortul bolnavului și, bineînțeles, reduce stresul pentru operator. Sigur. După care trecem la neuronavigație, da? Când se intră în sală, echipa de bioingineri care o avem la spital are deja datele pregătite, da? Cu o zi înainte ale pacientului, și chirurgul când intră nu face decât să ceară acele date, deci el trebuie să știe ce să ceară acestor aparate, care, culmea, au inteligență artificială, comunică între ele, microscopul operator comunică cu neuronavigația, navigația comunică cu sistemul de imagine, că intra operatorul OR2 și am să povestesc ce face și acesta, comunică cu robotul Mesorix. Da? Deci toate sunt interconectate. Și asta ce face? Reduce stresul operator, atât pentru pacient, cât și pentru echipa operatorului. Pentru echipă, sigur. Da? Sigur. Bineînțeles, nu întotdeauna ce îți planifici se pliază 100%, pe realitate. Momentul, și aici intervine, sigur, experiența echipei medicale. Și adaptarea din mers. Deci două concepte sunt majore în momentul de față, din punct de vedere, să spunem, ca principii la nivelul spitalului. Conceptul de echipă medicală. Oriunde, în orice specialitate medicală ar trebui să fie. Să știți că n-a fost simplu. Vă cred. Dar n-am să dau din casă acum să vă povestesc tot efortul, că nu asta este important. Important este că ați reușit să faceți rezultat. O echipă funcțională. Da, ai o echipă. Este o echipă medicală. Nu numai medici. Vorbesc de toate specialitățile. Și alte specialități. Și altceva, pacientul este centrul echipei medicale. El este prioritar. Sigur. Da? Și altă, de aici derivă ce? Calitatea vieții pacientului. Un alt concept cu care noi lucrăm la spital, cel puțin la nivel teoretic, urmează, după ce depășim situația actuală, să-l și implementăm și să trecem la un alt nivel de analiză a actului medical. Da? Când vorbești de valoarea de bază în îngrijirile de sănătate, în care înseamnă un raport între calitatea vieții bolnavului pe anumiți indicatori supra-cheltuieli, dacă este peste 100, înseamnă că ai o calitate bună cu cheltuieli corecte. Da? Vedeți că sunt multe aspecte care trebuie să... Cam asta este tendința azi a spitalului. Și dacă tot vorbeam de dotări și am amintit de sistemul de imagistică intraoperatorie OARF2, este, dacă doriți, un soi de computer tomograf intraoperator care reușește să facă
să realizeze o imagine 3D a coloanei vertebrale în timpul intervenției chirurgicale, conectat la sistemul de neuronavigație, de acel GPS, dacă doriți, care ajută chirurgul să se orienteze în câmpul operator, poate să realizeze implantul de device-uri gen șuruburi de diverse tipuri. Noi lucrăm cu șuruburi, așa zis, canulate. Adică au o gaură prin ele, prin interior, și pe o anumită tijă se introduce perfect la adică țintă. Adică ingineria medicală. Da. Bioinginerie. Da, este bio. De asta există și bioinginerie. Faci planning-ul în timp real, bineînțeles pe o imagine virtuală, vezi cum, pe unde te duci cu acel șurub. Pentru că ce conține coloana vertebrală? Măduva. Măduva care este extrem de importantă. Și sunt uneori care situații în care... Care este materialul nobil. Nobil, da. Sunt situații în care, așa zisul, pedicul vertebral, adică o structură osoasă care conectează și corpul vertebral cu așa zisele apofize spinoase, acele crese pe care le palpează fiecare pe spate, poate avea dimensiuni de 3-4 mm. În cazul unei fracturi este important, dar nu numai în cazul unei fracturi. Dacă s-a dus în canal, pacientul rămâne cu deficit motor, adică paralizează. Paralizie, sigur. Paralizează. Deci noi avem o eficiență de aproape 100%. Deci nu avem situații sau reduse enorm de mult de așa numitele șuruburi mal poziționate, având controlul intraoperator. Mergem la robotul Mazor X, care înseamnă și mai mult. Da? El stabilește și ghidează traiectoria acelui device introdus în coloană. Da? E chiar simpatic roboțelul ăsta, are și doi ochișori așa. Oh, da. Da, și culmea este că să vedeți la viitoare când vă invităm, o să vă rugăm să veniți și cu imagini, să le punem pe fundal. Da, cum să nu, și cu filmulețe care avem făcute. Mai mult decât atât, în momentul în care se sizează, ca să vedeți la ce nivel s-a ajuns de inteligența artificială, o anumită ezitare sau eroare din partea mâinii chirurgului scâncește ca un copil și îi tremură brațul robotizat. Și atunci oprești operația. Și refaci planning-ul preoperator și o iei de la capăt. Deci cam asta înseamnă neurochirurgia astăzi. O specialitate care este o specialitate de echipă. Subliniez lucrul ăsta ca să mă mai aud odată colegii mei. Care poate fi realizată în timp util? Da, în timp util și cu un raport preț-calitate mai mult decât echilibrat pentru pacient. Da? Evident, asta se reflectă și în maniera de recuperare ulterioară a pacientului. Da. Această valoare de bază în îngrijirile de sănătate, odată introdusă, ce face? Nu scade cheltuielile la nivelul spitalului, pentru că tehnologia costă inițial. Costă consumabile. Costă oriunde în lume. Dar ce face? Scade cheltuielile în întreg sistemul de îngrijire de sănătate, iar studiile făcute astăzi, pe sistemul ăsta implementat, de exemplu, în Suedia, a scăzut cheltuielile cu aproximativ 30%, pentru că bolnavul nu mai are nevoie de recuperare. Și pe număr de zile de spitalizare, pe număr de zile de recuperare, per pacient, per an, da. Sigur că da. Da. Sigur. Cam aici se situează. Dacă am vorbit tot de tendințe, v-am spus de dezvoltarea de cercetare fundamentală, nanoparticule de care se leagă diverse molecule, culturi de celule, haideți tumorale. Vreau să ajungem și acolo, dar până în alta, dacă tot am vorbit atât de mult, de tot ce înseamnă performanță, de tot ce înseamnă, dacă vreți, tehnologie pe care ați implementat-o. A fost greu? Știți... V-a trebuit mult timp să faceți... Da, sunt manager de 10 ani. Acum nu știu ce înseamnă mult sau puțin timp. Din punctul meu de vedere, a durat puțin. Ați resimțit ca fiind scurtă acest interval. Da, se pare că Dumnezeu m-a zestrat cu calitatea de a face lucrurile să se întâmple relativ ușor. Adică am gândit întotdeauna că dacă îți dorești un anumit să se întâmple ceva, universul îți va deschide calea. Așa se întâmplă. Exact. Și atunci s-au găsit oamenii, s-au găsit banii și mai un aspect care trebuie să-l spun. Nu aș fi putut să realizez aceste lucruri singur dacă nu aveam o echipă medicală la nivelul spitalului, matură din punct de vedere profesional și emoțional, pregătită să reușească să implementeze asemenea tehnologii. Să știți că nu este simplu să implementeze o tehnologie. Așa este. Și am discutat cu mulți specialiști din colegi de-ai mei din Europa, din America, la care o implementare, de exemplu, o armă a durat ani de zile. La noi a durat o săptămână.
Dar oamenii erau pregătiți înainte. Adică eu le-am planificat. Când încep un proiect, îl încep 1-2 ani înainte. E adevărat, mulți dintre colegii mei nu știu. De ales sunt pregătite etapizat. Și în momentul în care a venit în spital, ei deja au noțiunile, cel puțin teoretice, să o poată implementa. După care urmează, bineînțeles, pregătirea și tot așa. Robotul Mesorix l-am implementat, cel puțin ca și chirurgie, că acolo a fost o întreagă poveste. Este un soi de, pentru compania producătoare, este copilul lor. Ei nu-și permit să greșească. Și au fost niște condiții puse de firme, 10 intervenții chirurgicale realizate în echipă. A durat mai mult, după care le-am făcut în echipă, că ne-au dat voie. De altfel, pot să vă povestesc anecdotic așa, că au mai vrut spitale din România să cumpere și chiar din Europa și au primit așa un chestionar de 30 de pagini în care li s-a cerut experiență. Nu interesau bani, nu interesează bani. Și au fost refuzați. Ca și o încununare, dacă vreți, este acea acreditare a OSPINE, care este o recunoaștere din partea unei fundații din 30.000 de profesioniști în domeniu. Știți ce înseamnă lucrul ăsta, că sunteți medici, să recunoască ceilalți că ești bun. Sigur că ești bun, că poți pregăti pe ceilalți. Deci vreau să ne povestiți un pic la sfârșit și despre acest proiect OSPINE, de care sunteți și aveți toate motivele să fiți foarte mândru. Și recunosc că aveți o maximă mândrie când vorbiți de echipa dumneavoastră și de echipa dumneavoastră de profesioniști. Poate n-ar fi rău pacienții noștri care ne ascultă și care, cine știe, poate vor să pună o întrebare în direct. Cu mare drag. Da, domnului doctor Eva. Dumneavoastră, practic, puteți lucra ca oriunde în orice colț al lumii acesteia. Aveți cu ce și aveți și cu cine. Da, da. Da? Din fericire, cum v-am spus, în colțul ăsta de Europa, în colțul ăsta de Românie, al țării, s-au creat premisele necesare ca acest lucru să se întâmple. Nu mă întrebați de ce, cum, n-aș putea să am un răspuns coerent. Probabil era nevoie de așa ceva. Sigur. Și atunci s-a întâmplat, între ghilimele, că nimic nu este întâmplător, dar uitați că este posibil astăzi să fii tratat într-un spital din România, din Iași, la nivel european și cu rezultate comparabile și, de ce să nu spunem, gratuit, pe baza unor asigurări de sănătate. Da, pentru că lucrăm într-un spital public. Public, da, toate astea se întâmplă Într-un spital public. Da. Dotările sunt excepționale, sunt maximale. Uneori am sfidat un pic extremul, m-am dus la extrem. Da? Să aveți grijă de coronarele dumneavoastră. Da, mi-am pus și eu de multe ori întrebarea, pentru că cea mai mare din timpul meu îl petrec la spital. Am avut și reproșuri și din partea și social, dacă vreți, și media, pe punctul ăsta de vedere, nu mai spun a copilului meu, al familiei, așa, dar sunt lucruri pe care le poți face la momentul potrivit și oportun. Și care trebuie făcute. Da. E un moment pentru fiecare. Este, așa este. Și n-am pierdut timpul. Da? Când am simțit că e ocazia, de altfel e și modul meu de a fi, în momentul în care am toate premisele, am luat o decizie. Păi, nu degeaba se spune, omul potrivit la locul potrivit. Și se pare că ați ajuns acolo unde trebuie. Da, pentru beneficiul maxim și al colegilor și mai ales al pacienților. Să știți că chiar dacă pare de necrezut, deși sunt o persoană, mă consider o persoană destul de dură așa în decizii și consecvent în ceea ce fac, sunt extrem de afectat în momentul în care un pacient nu este tratat corect la spital sau pierd un pacient. Recunosc că aceasta este aparent atitudinea oricărui medic. Da, aceasta este credința noastră a celor care și am de fiecare optat dată, să devenim medici. În momentul în care mă trezesc dimineața, o iau de la capăt, mă încurajez în fiecare zi și rezolv lucrurile punctual sau duc mai departe planurile pe care le-am început. Mă strădui să comunic cât mai mult posibil cu colegii mei, să le transmit întotdeauna ceea ce fac, să le spun dacă cred că au făcut bine sau au făcut rău, chiar accept și criticile. E adevărat, nu-ți convine întotdeauna, dar
Învăț permanent. Învățăm unii de la alții. Așa zi este. De zi, da. Așa este. Ați discutat, sigur, despre translarea tratamentelor și a manevrelor pe care le făceam, știu eu, stau și mă gândesc în urmă cu 20 de ani. Ce însemna neurochirurgia cu 20 de ani? Când abia apărea un prim computer tomograf. Era când o abia chirurgie oarbă bazată pe flerul clinic al fiecărui medic, pe talentul, dacă doriți. Nu consider credeți că s-a pierdut din flerul clinic? Odată cu această tehnologie, dacă nu ești suficient de atent ca medic, începi să pierzi. Pierzi contactul cu pacientul, pierzi contactul cu realitatea fizică, cu determinismul ebeneat și ești bazat doar pe partea virtuală, imagistică și celălalt. Cred că un medic, și când spun medic, mă refer la un profesionist, dar nu la titulatura ca atare, este obligat să aibă abilitățile necesare încât să-și păstreze umanitatea, să-și păstreze empatia, compasiunea pentru semenul lui și să știe să utilizeze, nu neapărat să știe cum să tasteze un anumit program, dar să știe ce informație să ceară expertului cu care lucrează pe această patologie. Știți, în momentul în care am implementat sistemul de imagistică intraoperatorie și mi-aduc aminte că eu l-am văzut funcționând în urmă cu aproximativ 8 ani, undeva în Bilbao, unde am fost invitat la un salon, dacă doriți, cum să fac salonele auto, să fac și salonele de tehnologie medicală. În momentul în care am intrat în sală și am văzut o armă, o computer tomograf, masa de operație, o masă de operație robotizată pe care o să avem și noi în curând la spital și toate acele instrumente, device-uri, șuruburi, n-am înțeles nimic. Pur și simplu am plecat din sală pentru că mintea mea de atunci nu putea să înțeleagă. Sigur. Dar v-ați dorit acest lucru. Da, mi l-am dorit. Da. Nu pentru mine personal, ci pentru pacienți. Pentru că știam ce se întâmplă în chirurgia, pentru specialitatea în chirurgia spinală. Da, și erau mulți pacienți care operați relativ freehand, cu mâna liberă, fără un control intraoperator și erau multe... Se întâmplau multe eșecuri sau mai multe decât era, cazul, care erau firești, pentru că n-ai avut niciun control, se întâmpla lucrurile astea. Și că în momentul în care a ajuns la spital, după ce am pregătit echipa, a fost atât de simplu, încât m-am întrebat de ce n-am reușit atunci. N-aveam maturitatea profesională și nici echipa din jur nu era pregătită pentru așa ceva. Și nici spitalul în sine. Vedeți, implementarea unei tehnologii și revenind la idee, a fost uimitor și pentru firma producătoare, când se face un service la aproximativ 6 luni, un an, cam așa, o dată pe an sau de 2 ori, funcție de situație, că așa este făcut contractul, au rămas uimiți de numărul de expuneri și de numărul de șuruburi care s-au implantat cu acest sistem. De asta s-a ajuns să și fim acreditați de această fundație. Ceea ce este minunat. Pentru spital, bineînțeles, pentru spital, da, sunt mândru de aceste realizări. Aveți toate motivele, sunt mândru de aceste realizări. Trebuie să mulțumesc colegilor mei care m-au suportat. Eu fiind și o persoană dificil de suportat, dar slavă Domnului, ei mă suportă 8 ore pe zi, eu mă suport 24 din 24. Deci și o viață. Trebuie să mulțumesc decidenților locali, Consiliului Județean, care a înțeles proiectele și le-a implementat. Eu le-am prezentat întotdeauna ce plan de dezvoltare am gândit pentru spital și care este direcția, văzând că se realizează și sunt benefice pentru bolnav. Păi gândiți-vă, astăzi, chiar și așa în plină pandemie, numai eu personal am primit astăzi 5 telefoane, inclusiv din Buzău, din Timișoara, din Oradea, pentru a primi pacienți. Și nu pacienți urgențe, pacienți cu patologie cronică. E o mândrie, care trebuie să recunoaștem că a devenit dincolo de spital un spital... Care pot fi rezolvate în centrul universitar. În centrul universitar Iași, în clinica noastră. Care pot fi rezolvate în centrul universitar Iași sau în afara României. Da, în afara României, da. Deci am avut cam situații așa se pune de problema. Da, li s-a pus tranșa pacienților. Dacă vrei să trăiești, ai 2 opțiuni. Viena sau Iași. Cu costurile aferente. Asta s-a întâmplat în Cluj, da.
ca să vedeți. Costurile aferente, da. Sigur. Deci astea sunt mulțumirile personale care le-am. Sigur că da. Da. În aceeași putea să spună, ne vorbeam despre terapia moleculară. Sigur că terapia moleculară nu este specifică doar neurochirurgiei, dar care ar însemna aplicabilitatea terapiei moleculare în neurochirurgie? Noi astăzi utilizăm terapie moleculară. Da? La nivelul spitalului. Și sigur. Vă dau exemplu rezecției, am să folosesc un termen științific și pe aceea da, 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 sigur. Se numește rezecția glioblastomelor de grad înalt, adică gliomelor de grad înalt, adică glioblastom, ghidată de acidul 5-aminolevulinic, gliolan. Gliolanul, acest acid acid 5-aminolevulinic, este o moleculă, sigur, un praf. Este un derivat din hem, din sângele bolnavului, din acea proteină numită hem. Este înghițită de pacient înainte de intervenția chirurgicală, când un pahar cu apă. Este metabolizată prin ficați, este absorbită în sânge și se fixează pe celula tumorală, care are o rată de creștere tumorală foarte mare, cum e glioblastomul, acest cancer al creierului. Poate n-ar fi rău să spuneți, glioblastomele sunt tumorile cu malignitatea cerebrală cea mai mare. Asta vreau să spun, cea mai agresivă formă de cancer primitiv al creierului. Rămâne acolo la nivelul celulei tumorale până la protoporfirină, e un termen. Da. Iar această substanță, această moleculă, protoporfirină, are o abilitate de la natură sau de la Dumnezeu, dacă vreți. Emite fluorescență când este stimulată cu o lumină de 400 nanometri lungime de undă. Și noi vedem colorat această tumoră prin niște filtre speciale, printr-un microscop special. Sigur. O vedem colorat într-un albastru violet. De ce este important lucrul ăsta? În ultima instanță au mai fost voci care mi-au reproșat, domnule, s-au cheltuit mulți bani pentru niște pacienți care au o rată de supraviețuire mică, oricum n-au nicio șansă de vindecare. Voci din spital, da, în fine, nu mai contează. De ce este important? Pentru că toate studiile arată ce? Că durata supraviețuirii unui asemenea bolnav este direct proporțională cu gradul de rezecție tumorală. Sigur. Dacă scoți 98% din tumoră și se poate fi făcută numai utilizând această substanță, că vezi extinderea în periferie ca la incendiu, nu focul din mijloc extinde incendiu. Și în momentul în care te ia, la focul ăla mic din margine. Că mai rămâne un pic de culoare violet. Exact. În momentul în care ai curat, ai făcut o rezecție de 98%. Și sunt pacienți, avem deja o experiență de peste 100 de bolnavi, în care s-a reușit creșterea duratei de supraviețuire de la 9-12 luni, cum era înainte, la 3-7 ani, am avut și pacienți 7 ani, cu interval liber de boală, adică la toate controlele era vindecat și mai mult decât atât, cu o calitate foarte bună a vieții. Sigur că da. Da? Sigur, o zi din viața unui om, da, așa este. Nu are preț. Așa este. Așa este. Ca răspuns la care l-am dat unora din da. Colegi. Sigur. Deci, dar mergem mai departe, că eu v-am dat exemplu că o folosim și în momentul de față. Avem în planul de dezvoltare a spitalului construcția unei aripi noi de 250 de metri pătrați, structurată pe câteva paliere de la subsol, în care avem prevăzut un bunker de radiochirurgie stereotatie de data asta, nu Gamma Knife, CyberKnife. Și dacă avem timp, o să vă povestesc. Sigur. Avem parterul spitalului în care este prevăzut cu săl de recuperare neuromotorie, faza acută și subacută. Minunat. Ceea ce în momentul de față nu este în România și portăm discuția acum să se introducă în nomenclator, cu alte cuvinte, pacientul operat sau cu un accident vascular, face imediat recuperare cu ce? Cu roboți, cu neurostimulatoare cerebrale, care induc pacientului, induc diverse senzații. Da? De exemplu, mirosul, nu știu, unei flori care a plăcut, diverse imagini. De ce? Pentru că creierul nu face realitatea între imaginație și realitate, nu în sensul în care nu recunoaște acest pahar, ci își creează rețele neuronale noi numai dacă aș imaginează un lucru. Și închid paranteza, la etajul 1 sunt prevăzute două săli de operație extrem de moderne și generoase, 70 de metri pătrați, cu toată tehnologia maximală posibilă pe pământul ăsta la ora actuală. Iar la ultimul etaj, un etaj următor, avem prevăzută un departament de cercetare. AXAPC,
pe nanoparticule, pe dezvoltarea de noi molecule, pe culturi de celule STEM, în care sunt cercetători autentici. Deci nu vorbim de cercetare clinică, vorbim de cercetare fundamentală. Posibilitatea de a doza peste expresia genetică a peste 250 de celule tumorale în sângele pacientului. Dați seama că deschiderea este majoră. Sigur că da. E un proiect de anvergură, suntem în faza de proiectare și estimăm că am în 3 ani maxim, urmând toate procedurile legale, să-l putem finaliza. Și în momentul respectiv, cu toate sălile de operație făcute sau construite și dotate maximal, cu un laborator de neuroimagistică la fel maximal, 2 computer tomografe, 2 CT-uri, unul de 1,5, unul de 0,4, vine anul ăsta unul de 3 Tesla, funcțional, și aici nu mai vreau să mai merg mai departe ce înseamnă RMN funcțional, cu un laborator de radiochirurgie stereotate de tip Gamma Knife, care permite să nu mai operezi bolnavul, are tumoră, ai radiat-o cu o eroare de 0,1 mm. Câte astfel de dispozitive sunt la nivel de România? În România, de acest gen, este singurul. Sau va fi singurul, contractul semnal, licitația terminată, lucrăm acum, suntem în stadiul de finalizare de a licitației. Pentru că în urmă, cu suficienți ani, 5-6 ani, cu ocazia unui congres de neurochirurgie de la Praga, erau puține țările care aveau în achiziție astfel de aparate. Acum, de asta am spus că uneori am dus lucrurile la extrem. Radiochirurgia stereotatică este un proiect de țară. Sigur. Da, așa s-a întâmplat. Am avut nebunia necesară, bineînțeles cu sprijinul Consiliului Județean și a președintului actual, domnul inginer Marecel Popa, să implementăm la Iași acest sistem. De asta v-am spus. De aia v-am spus, dar gândiți-vă că Ucraina nu are, Moldova nu are, Bulgaria nu are. Deci suntem atât de bine poziționați încât la nivel de zonă, de regiune, dacă vreți, Iașul, în cadrul României, va fi atât de bine poziționat. Da, păi... Profesional vorbind... Profesional pe neurochirurgie în momentul de față, cum tot ne place nouă să spunem, noi dăm ora exactă în neurochirurgia românească. De ce nu? Nu, dar e o realitate. De ce nu? Da. Păi asta poate, este minunat. Poate sigur. Părea vanitate, poate părea, dar asta e realitatea. Dar aveți toate motivele. Și eu mi-asum personal. Dar ca să termin ideea, vis-a-vis de Gamma Knife, v-am spus, dar deci o să fie Gamma Knife, o să fie acest centru nou și închidem circuitul. Închidem circuitul în ceea ce înseamnă pacientul neurochirurgical și neurologic. Și dacă mai adaug că am finalizat și noua terapie intensivă, 30 de paturi la standarde europene, cu aer curat, tot ce doriți dumneavoastră, dotare maximală, nu mai comentez, lucrurile se închid. Urmează în perioada următoare ceea ce îmi doresc să mai fac, dacă... Nu. Haideți că vreau să vă provoc. Da. Urmează să vă provoc. Vă rog. Spuneți-ne. Probabil că va trebui să regândim un pic spațiile hoteliere. Eu sunt spital curat astăzi. Să-l facem la niște standarde europene. O să analizez și această posibilitate. Pe aici voiam să va trebui ca și plan de viitor, să robotizăm inclusiv, să dotăm spitalul cu roboți, de exemplu, de asistent care să asiste pacientul la analize, care să ducă analizele la laborator, există. Să modernizăm unitatea de primire urgențe, sperăm să reușim să ne extindem ca și suprafață și atunci să facem unitatea de primire urgențe spațioasă cu un laborator de neuroimagistică și neurointervențional pentru accidentele vasculare. Și o să ne abratăm întotdeauna vis-a-vis de tehnologie. Este minunat că ne-ați povestit despre toată această tehnică, care, evident, este greu de acceptat. Este greu de digerat, să știți. Este greu de digerat. Da. Cu toate acestea, am spus că vreau să vă provoc. Ați gândit și la niște spații de recreere? În primul rând pentru personal. Nu mă gândesc atât pentru... pacienții sau aparținători. Da, este... Și aici este să știți că mi-aduc aminte de... În cadrul unui proiect în care am fost împreună cu colegii mei în Spitalul Uniclinic din Aachen,
eram uimiți în momentul în care tot mijlocul era o adevărată grădină botanică. Nu înțelegeam. Avem în plan și lucrul ăsta. E adevărat, poate va fi o ultimă etapă. Astea sunt condițiile astăzi. Spitalele moderne astăzi sunt... Aveți spațiul. Ați avea sau ați găsi spațiul? S-ar găsi. Dacă e bine gestionat, se găsesc. Sigur. Spitalele astăzi din moderne sunt ca un mall. Nici nu spui că intri în spital. Da, așa este, da. Da. Deci, nu știu dacă neapărat știți, noi discutăm acum ca doi oameni raționali. Sigur. Dar să știți că pentru alții par un lux ăsta și un soi de lefăială cu banul public, ca să nu spun altfel. Nu. Dar nu asta este important, să știți. Important e ca proiectul ca atare și, într-adevăr, confortul pacienților. Atât sigur din punct de vedere hotelier, sigur, și medical, dar și confortul personalului medical sunt două obiective majore pe care le avem în plan. Și urmează în perioada următoare, sigur, nu le dezvăluie chiar pentru toate colegilor. Pentru că și timpii, sigur, timpii de recreiere așteaptă și, nu, sunt foarte importanți. Da. Pentru că a lucra cu așa o presiune mare, pe așa o specialitate importantă și grea, să știți că nu este ușor lucru. Nu, mediul de lucru în spitalul nostru este un mediu de lucru extrem de stresant. Sigur că și recunosc lucrul. Sigur. Și numai că este stresant pentru personalul medical, dar inclusiv și pentru pacienți, că cei mai mulți pacienți vin într-o stare, dacă doriți, de degradare fizică și morală extremă. Gândiți-vă la pacienți în comă, la pacienți cu traumatisme, cu deficite motore, la deficite motore cu accidente vasculare. Nu e simplu pentru pacient. Sigur că da. Nu e simplu nici pentru personalul medical să vezi zi de zi, sigur, să te obișnuiești. Da. Atunci adaptabilitatea este un lucru major aici. Inclusiv pentru personalul medical, adică neurochirurgia, ca spun așa, nu-i pentru oricine. Și înțeleg că dumneavoastră și știu că lucrați, inclusiv în echipele mixte cu psihologii, aveți astfel de întrevederi probabil periodice, inclusiv pentru personalul medical. Pe cât posibil, v-am spus, stau de vorbă cu toți, am început la un moment dat, dar datorită conjuncturii de astăzi le-am întrerupt, aveam niște întâlniri cu medici în fiecare săptămână, sigur, în care da. Discutam... cu totul altceva decât despre neurochirurgie. Bineînțeles, și ne dorea despre ultima carte apărută, un articol nou. Mai discutam și de problemele lor. Sunt momente în care periodic stau de vorbă cu medicii din spital. La mine în birou sau mă duc personal la ei. Dar pe cât îmi permite timpul, să știți că ziua are 24 de ore, oricât aș reuși eu să o extind. Nu putem să o facem de 25. Nu putem să o facem de 25, sau măcar lăsăm impresia că are 25 de ore, știți? Dar pe ansamblu aceste lucruri se întâmplă. Mi-aș dori să devină un soi de hobby pentru, sau nu știu, obișnuință. Rutină. Obișnuință, că nu vrea o rutină. Pentru personalul medical, mă refer la medici aici, că îi dau trenul, și să se întâlnească în bibliotecă fără să le cer eu, fără să-i chem eu sau să stabilesc eu ceva. Sau să vină în întâmpinarea dumneavoastră. Sau să vină, da. Sigur. Adică, în ciuda faptului, cum v-ați spus, că sunt destul sunt perseverent și dur în decizii, între ghilimele, bineînțeles, n-am bătut pe nimeni niciodată. Încă. Glumesc. Încurajez inițiativa. Inițiativa corectă nu înseamnă că am citit enorm de multe studii de management, de toate tipurile, tot ce doriți. Și cel mai grav e când ai un personal, un angajat, cum spuneai, cu idei. Deci prostul cu idei, ăla e că cel mai grav. Dar nu mă refer neapărat la colegii mei, deși mai sunt situații în care angajați au idei, dar sunt proaste. Adică nu încurajez să le pună și în aplicare. Le și trebuie colmea discutat. Că persistă în ideile. Și persistă. Alea. Adică, cum să vă spun, într-un domeniu atât de sensibil cum sigur este mediul spitalicesc, inițiativele personale trebuie să fie filtrate, le pot fi discutate. Sigur că da. Și analizate. Și dacă sunt bune, eu garantez că se pun în aplicare. Adică și merg îmi mai dau, departe. Îmi dau toată silința ca administratorul acestui spital să pot să fac aceste lucruri să se poată întâmpla. Adică dacă unii își doresc, nu știu, să dezvolte o nouă direcție, o nouă tehnică, să o introducă în spital și este benefică pentru pacient și are un raport preț-calitate bun, fără nicio problemă.
și sunt bani, n-am, spitalul n-a dus lipsă de finanțare, cu mare drag. Dacă, nu știu, vor să vor o carte. Da? S-a întâmplat și lucrul ăsta și am accesat întotdeauna aspectul ăsta în care prin spitalul poate să achiziționeze cărți de specialitate, nu e nicio problemă. Deci vedeți lucrurile astea, da, dar... pentru că trebuie spus, orice activitate medicală și orice specialitate medicală înseamnă are nevoie instruirea de noastră continuă, da, continuă, da. Și studiu, actualizarea, studiu și actualizarea personal. Noastră studiu personal. Cu absolut tot ce înseamnă noutate în da, domeniu. Da. Da, în limita posibilităților, nu există posibilități legale să, nu știu, să le plătești neapărat, nu poți să le plătești congrese la toți, deci legal. Vă dați seama că ești într-o mare dificultate dacă trimiți un anumit medic și pe ala nu l-ai trimis. Vedeți, sunt multe lucruri, dar dacă ar fi posibilități financiare, n-aș avea nimic împotriva. Sigur. Cu mare drag. Încurajez știința, încurajez oamenii care au inițiativă, care își doresc să se dezvolte personal, să sperăm că doresc ne să implementeze suficient de mulți oameni și suficient de mulți oameni bine plasați care înțeleg valoarea medicilor din țara românească. Corpul medical din România, să știți, este un corp medical. Sunt oameni extrem de bine instruiți. Sigur. Este de bine instruiți. Sau cel puțin așa pleacă de la început. Că ulterior pe traseu, ca în orice pădure, mai sunt și uscături, se mai pierd pe drum, asta e cu tot altceva. Noi vorbim de de masa critică. Medicii oriunde în lumea asta sunt oameni instruiți. Ca și mine ați avut ocazie să vă întâlniți cu colegi din țări, din diverse țări. Deci, în esență, neurochirurgia este pe drumul cel bun. Și încurajez pacienții să se adreseze spitalului, vor fi primiți cu empatie, cu căldură și vor fi tratați, dacă nu excepțional, cel puțin corect pentru boala cu care se adresează. Și cu maximă grijă. Da, și cu maximă, grijă. Și cu tot profesionalismul și cu toată învățătura pe care ne-am străduit să o dobândim în decursul anilor. Și care nu-i puțină, mă credeți. Și care nu-i puțină. Da. Sigur, sunteți într-un domeniu de supra-specialitate și de maximă performanță. Ne-ați convins, abia așteptăm să avem pacienți care să-și manifeste mulțumirea și să o spună în mod public și să fie beneficiari a ceea ce v-ați străduit dumneavoastră să faceți. Pentru că emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Așa totuși, așa, în câteva minute, în 2-3 minute, dacă ați putea scurt să ne povestiți un pic și despre neuroștiințe. Da, neuroștiința este o rabură, dacă doriți, apărută relativ recent. Este la granița tuturor specialităților, tuturor profesiilor care există pe această planetă. Sau mai bine zis, reprezintă esența modului de manifestare a creierului uman. Adică, înseamnă, dincolo de partea medicală, înseamnă partea de matematicien, fizicien. Cu ce se ocupă neuroștiința? Se ocupă cu studiul creierului. Modul în care creierul reușește să facă un lucru excepțional și o minune, dacă doriți, să transforme realitatea imaginară în realitate imediată, în determinism. Asta poartă de se numește în neuroștiință și în fizica fractară colapsul undei de probabilitate cuantică sau, cum mai spun alții, ruptura spontană de simetrie în care se oprește tot un loc, iar particula cu energia cea mai mare își creează realitatea. Sunt multe de povestit vis-a-vis de neuroștiință. Dar atunci o să vă invităm dar vreau să emisiune doar pentru neuroștiință. Toți facem neuroștiință ca ființă umană. Sigur. Unii conștient, alții inconștient. Iar ultimul mesaj pe care vreau să-l transmit vis-a-vis de partea de neuroștiință este să trăiți conștient, să trăiți în prezent. Universul nu cunoaște decât prezent, nu știe de trecut sau viitor. Cu toții ne dorim să trăim prezentul, să-l trăim frumos, să-l trăim într-o maximă conștient, realitate conștient, și mai ales conștient. Conștient, da. Iar mecanismele intime, mecanica fină a creierului uman este fascinantă. De altfel, creierul nostru ia decizii cu mult timp înainte de a le face omul respectiv. Cum v-am spus, nu face diferență realitate, imaginație, este fascinant. Este fascinant. Și sunt pasionat și preocupat de acest domeniu. Am reușit s-a reușit să se adune în jurul conceptului ăsta de neurochirurgie o echipă de oameni
excepțional, de la, v-am spus, matematicieni, fizicieni, preoți, bioingineri, psihologi, psihiatri, biochimiști, cercetători și pe diverse grade de pregătire profesională, academicieni chiar. Atunci trebuie să vă smulg promisiunea cu mare drag. Accepta dacă o doriți, uitați acum o să apară o carte în editura Academiei Române sub coordonarea profesorului academicianului, de fapt, Marcela Gop. Și așa să ne prezentați. Facem o prezentare. Și să ne prezentați. Da, da. Dacă are un mil coautor sunt și eu. Oh, da. Minunat. Vă mulțumesc pentru cu mare drag tot ce ne-ați povestit, pentru prezența dumneavoastră deosebită în această după-amiază și vă așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Iar ascultătorilor noștri, ca de obicei, le dorim plus de sănătate. Sănătate multă tuturor!